Deci, dacă un lucru urăsc ce mai mult pe lumea asta este să mă trezesc dimineața și mai ales într-o dimineață ca asta, ploioasă, înnorată și foarte, foarte urâtă. Deci, ce vom face astăzi? Mergem să filmăm un scurt metraj. V-a spus și Radu despre chestia asta în episodul din Play. Și m-am gândit să fac și un vlog din chestia asta, să vedeți cam cum se face. Așa că haideți să mergem să filmăm. Ce decor minunat am, nu? Și am în dreapta mea pe omul care va fi bătut de nevastă în acest scurtmetraj. Radu, spune-ne cum te pregătești psihic pentru asta. Mă bat singur de la București, îmi face de azi dimineață, mă bat singur să mă antrenez așa. Era o pedagogie divină ca el să nu se mândrească de puterea spirituală mare pe care a avut-o, fiind răpit până la al treilea cer. Și ca să aduc aminte că este muritor și că tot ceea ce săvârșește bine Dănuț, este tu ești? Lucrare. Dați-vă și voi, au dat de gogoși. N-am mai fost atâta coadă aici de când s-a deschis gogoșeria asta. Deci să vă explic puțin. Deci, Costi se ocupă de decor. A aranjat aici televizorul, vedeți și voi aici. Aici este o sticlă de benzină, dar o folosim ca și vin. Pentru că lui Radu îi place benzina lui de vin. Hai să punem provizori. Andra încearcă să facă niște numere de Germania, dar nu prea știe cum arată. Așa mă, fă-mă de râs pe internet. Ba știe, dar se face că nu știe, știți cum zic? Costi a pus și antena de la televizor. Aia e telecomanda. Un mare topor. Telecomanda. Deci suntem după o zi foarte, foarte lungă și obositoare de filmări. Hai să vi-l arăt un pic și pe actorul principal. E un căs negru, nu se vede acum, dar un căs negru, mai înainte. Supărare chiar negru. Cum ți s-a părut ziua de astăzi? Bă, degeaba zici, da, e adevărat, a fost lungă, dar a fost foarte multă distracție. Da, a fost, nu, mă refer că a fost și obositoare, dar a fost super, super ok și chiar ne-am distrat. În stilul nostru, evident. Da, normal, păi gașca a fost mișto și asta e tot ce contează. Abia așteptăm să vă arătăm și vouă ce a ieșit. Mana și Andra, cum vă simțiți după filmarea de astăzi? Da. Minunat. Ne simțim, da. Vă simțiți, da? Da. Ne simțim obosite, dar a fost super. V-a plăcut să lucrați cu noi? Păi nu ne-a plăcut nouă. Hai, Andra, tu? Păi altfel. Am știut de la început în ce mă bag.